Victor Ponta a participat aseară la raliul Sibiului. Premierul s-a urcat într-o mașină de raliu împreună cu pilotul Titi Aur, notată cu numărul 0. Victor Ponta a străbătut centrul orașului alături de ceilalți participanți la concurs. După acest moment, Victor Ponta a făcut o baie de mulțime, a dat autografe și s-a fotografiat cu spectatorii. Anul trecut, Victor Ponta a fost huiduit la raliul Sibiului, însă anul acesta a fost primit cu aplauze. S-a rumâna. Mamă de 5 copii. S-a rumâna, s-a bătrânit. Da, vino încoace că semnezi. Treci mare. Iar pe asta? 7 nepoței, Michel o cheamă. Pe asta. Premierul își amintește cu drag de momentele spectaculoase de care a avut parte cât timp a participat ca și copilot la raliul Sibiului. Victor Ponta a fost la școala de pilotaj la mine, am mers în dreapta lui, am mers în dreapta mea, a fost elevul care a aplicat cel mai bine teoria pilotajului, da? Și este unul din cei mai buni elevi pe care am avut din acest punct de vedere. Veți avea emoții dacă l-am mers în dreapta? Nu neapărat, dar bineînțeles că atunci când mergi, să zic, cu o persoană foarte importantă, apare o mică doză de grijă în plus. Mă bucur pentru Sibiu că organizează acest eveniment extraordinar și sper să-l organizeze. Ca întotdeauna la Sibiu, extraordinară. Aș și vrut să concurez. Cel mai bun copilot de România. După toți cei care sunt aici, da. Victor Ponta a fost invitat să participe la campania Astăzi Prematur, Mâine Campion, prin care se dorește strângerea de fonduri pentru secția de neonatologie. Bine, m-a informat doamna doctor acum despre campanie. De-aia am și rugat-o. Apreciez orice inițiativă privată în care oamenii nu se dau bătut.